Romeo! Acum! Ia cadeaua mea! O vreau! Fetelor, stop! Nu vă mai certați! Dați-mi cadeaua mie! O voi mânca eu! Ce ai făcut? Zec, ai transformat cadeaua în multe bombonele mici! Ce mai e și asta? Nu cred că e bună! Wow, iubesc tăieței Pororo! Dar nu pe cei picanți! Și eu am primit o porție mare! Tu? Uite ce-am primit eu! Pur și simplu nu pot să mănânc atât de mulți tăieței picanți! Lily, tu vei fi prima! Nu vreau! Dar se pare că nu am de ales! Sper să nu pornesc un incendiu! Am crezut că va fi mai rău! Tăieței sunt delicioși! Îi pot mânca rapid! Prieteni, nu vă speriați! Nu e nimic în neregulă cu tăieței ăștia! E totul atât de simplu? Doare! Oh, nu! Cred că m-am entuziasmat prea repede! Ah! Limba mea! A luat foc! Nu! Totuși, tăieței picanți sunt un lucru groaznic! Nu vă invidiez deloc! Zec, ți se va face foarte cald! Poate tăieței tăi au fost o excepție? Și eu sunt norocos? Gustul tăiețeilor e foarte bun! Lily, ai avut dreptate! Tăieței sunt grozavi! Te bucur prea devreme, Zec! 3, 2, 1... Oh, nu! Oh, nu! Cât e de fierbinte! Ajutor! Se pare că Zec va exploda! A fost greu, dar am crezut că va fi și mai rău. Monica, ai mai rămas doar tu. Aparent va trebui să trec prin acest coșmar. Mă puteți cruța? Deja mi-e rău. Nu, trebuie să mănânci toți tăieței. Ei bine, crezi că nu mă descurc? Să știți că nu e așa. Wow, Monica! Cum te simți? Până acum bine! Deși... Oh, nu! Ah! Wow, Monica s-a transformat într-un adevărat dragon! Scapă cine poate! Nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva! S-a calmat dragonul! De ce râzi? Nu noi am ars totul! Și asta e tot? După tăieței picanți puteau pune o doză mai mare! Ca asta, de exemplu, eu am primit cea mai mare doză! Wow! Nu-i așa! Am o doză uriașă de cola! Așa cantitate e cu siguranță suficientă pentru mine! Dar Lily va fi totuși prima care va bea! Nu sunt împotrivă! Cola, chiar dacă e foarte mică, e totuși foarte gustoasă! V-am zis eu! Monica, e rândul tău să bei! În sfârșit! Mirar! Și cum vei mai bea sucul acum? Nu e amuzant! Mă voi gândi eu la ceva! Sper să am destulă putere să ajung la partea cea mai delicioasă! Haide, deschide-te! Îmi e sete! Ești bine? Nu funcționează? Exact! Știu ce mă poate ajuta! Nu degeaba port astăzi pantofi cu toc! Wow, de mult nu am mai văzut ceva așa amuzant! Ei bine, e rândul meu să-mi beau sucul!
Dar mai întâi trebuie să-mi dau seama cum pot ridica doza asta. Ce v-am spune că asta nu se va termina cu bine? Poate nu ar trebui să-l împlini așa? De ce? Ce? De aceea, mai rămâne doar să sperăm că doza nu l-a strivit. Totul e bine cu mine, măcar am putut să beau suc. Acum ajutați-mă să mă ridic. Vă rog! O, da! Îmi place mierea foarte mult. Și mie, dar am primit cel mai mic borcan. Eu, în schimb, îl am pe cel mai mare. N-am mai văzut nicăieri un astfel de borcan cu miere. Zec, arăți atât de trist. Cred că pe Monica nu o va deranja dacă vei mânca primul. Cum poți mânca miere dintr-un borcan atât de mic? Abia îl pot apuca cu mâinile. Încă puțin și va ajunge la mine în gură. Dar trebuie să recunosc, mierea e atât de bună. Doar că e destul de incomod de mâncat. Doar știu ce să fac. Ce modalitate ciudată! Am lins complet tot borcanul. Fetelor, e rândul vostru. Monica, tu urmezi. Nu cred că voi avea probleme cu mierea. Am o lingură de mărimea potrivită. Ups, mi-a picat puțin. Delicios! Nici nu am nevoie de lingură. O miere atât de bună poate fi mâncată dintr-o dată. O ador! Vei fi lipicioasă toată. Nu lipicioasă, ci dulce. Restul de miere o voi mânca cu mâinile. Totuși, nu există o cale mai bună. Delicios! Nu m-ar deranja o porție suplimentară. Păcat că mierea mea s-a terminat atât de repede. Firar, am o problemă. Cum să-mi dezlipesc mâna de pe borcanul ăsta stupid? Zec, ajutor! Ajutor? Imediat! Încă puțin? Gata! Și scârboșenia asta lipicioasă trebuie îndepărtată cât mai curând posibil. A fost neplăcut. Dar tot am scăpat de borcan. Mulțumesc, Zec. Wow. Ei bine, acum e rândul meu să mănânc miere dintr-un borcan uriaș cu o lingură la fel de uriașă. Scufundăm bine. Delicios. E atât de dulce, aveți dreptate. O ador. Lily, împarte cu noi. Nu, oh, se pare că nu sunteți singurii care vor să guste din mierea mea. Albine, plecați, nu mă împiedicați să mă bucur de miere. Ce îngrozitor, nu credeam că pot fi atât de multe. Cât timp Lily fuge, să-i mâncăm noi mierea. Bună idee, trebuie să împarți cu prietenii. Avea dreptate, e minunată. Așa e. O, nu, cum să-i fac față peștișorului ăstuia? Prieteni, de data asta am noroc. Iar eu nu prea. Și cel mai mare ghinion îl am eu. Nu suport peștele. Cum să mă descurc cu imensul ăsta? Lily, nu fi tristă! Monica va fi prima care va mânca! Cu cât fac asta mai repede, cu atât ceilalți mă vor lăsa mai repede în pace! Cu siguranță nu voi mânca capul! Gata! Peștele a fost mâncat! Zec, e rândul tău! Sper să nu mi se facă rău! Nici nu știu cum să mă descurc cu scârboșenia asta! Ok! Ești așa haios! Deși
Am o idee! Monica, uite, peștele ăsta vrea chiar în gura ta! Deschide-o! De ce vine spre mine? Vrea să-l mănânci tu! Oh, nu! Ia, scârbos! Aproape că am vomitat! Lily, de ce râzi? Un pește și mai mare te așteaptă pe farfurie! Mănâncă-l! Dacă ceilalți au făcut-o, atunci trebuie să o fac și eu! Urați-mi noroc! Uribil! Ah! E viu! Pe loc! Încetează! Destul! Oh, nu! Mă doare! Ești stupid! Pleacă de aici! Ce coșmar! Nu am ținut niciodată în mâini un pește viu! Prieteni, ar fi trebuit să vă vedeți fețele! V-a făcut un peștișor! Foarte amuzant! Acum îmi duhnește toată fața! Abonează-te la Multidufood ca să nu ratezi următoarele provocări interesante și amuzante! Spune-ne în comentarii care dintre rundele de astăzi ți-a plăcut cel mai tare! Pe curând!